Casa secretarului general al CMC, Valeriu Didencu, a fost asaltat în această dimineață de un grup de protestatari. Candidatul Partidului Legii și Dreptății la funcția de primar general al Capitalei, Marcel Darie, l-a acuzat pe funcționar că ar fi obținut terenul ilegal. Mai mult decât atât, Didencu nu și-ar fi inclus în declarația de avere imobilul de milioane. Candidatul la funcția de primar al Capitalei, Marcel Darie, a concluzionat că un funcționar public nu ar avea posibilitatea ca în doar câțiva ani să-și construiască o asemenea casă impunătoare. Nu poate o persoană publică care nu a lucrat în afaceri toată viața să dețină un palat cu 4 etaje, cu mobilă scumpă, poftim, dacă ne permite putem intra să vedem, cu vinotecă, cu 30 de sote de pământ, cu teracotă, cu fațadă scumpă adusă din Italia. Oficial, potrivit datelor incluse în registrul întreprinderii de stat cadastru, casa de locuit are o suprafață de puțin peste 150 de metri pătrați, iar în anul 2005 valoarea acesteia era de aproximativ 2 milioane de lei. În realitate, însă, imobilul are o suprafață mult mai mare. Avem un funcționar public care trăiește într-un palat de 1 milion de euro. Prețul de piață. Dacă domnul Didencu vrea să combată aceste cifre și le are pe ale lui, îl invit chiar acum să aducă documentele confirmative cât costă acest palat. Valeriu Didencu însă nu a fost de găsit pentru a oferi explicații. Totuși, se pare că acesta se afla acasă, întrucât mașina de serviciu era în curte. Contactat prin telefon, șeful Direcției Arhitectură și Urbanism, Ion Carpov, ne-a spus că responsabilitatea pentru terenul respectiv, pe care a fost ridicată Casa Buclucașă, iar aparține funcționarilor din orașul Codru. Aici însă niciun responsabil nu a fost de găsit pentru a ne oferi informații pe marginea acestui caz.